Ei, de la Cătitele de Căpătate, în 1974, deci coleg de serviciu, nu coleg de pasiune. Așa cum spunea Ghiotti, colecționarii sunt oameni fericiți. Omul în afară de meseria lui, zi cu zi, de care până la urmă este supra-saturat, are nevoie de o relaxare. Și fiecare găsesc relaxarea și liniștea într-o anumită pasiune. Deci colecționarii sunt acești pasionați, care odată ce încep să strângă, să adune piese dintr-un domeniu, că nu trebuie să adune toate domeniile, îi pasionează. Mie bine, pasionează religia, pasionează istoria. Trebuie să strângi, pentru că aceasta este o chestie de istorie, va rămâne peste timp, se va aduna poate și într-o carte și generațiile viitoare vor ști despre aceste lucruri. Prânzir este un colecționar în tot timp, este chiar bolnav. El nu admite să există o piesă care nu fie în colecția lui. Este un tip mai aparte ca să zice el alți colecționari. Poate și deși ea spune el că poate unii dintre colecționari îl au așa, nu l-au la inimă. Poate. Adunat și adună și umblă din toată țara și chiar prin lume, adunat piese valoroase, dar ce are el mai de valoare, nu am văzut aici. Eu știu ce are domnul Prânzei. Piese de valoare, moneda, în special, moneda de argint, moneda veche, medalii... Nu-i pus numii smart, deci am spus smart, deci... Deci aici numai istografii, documente și papiere. Da, aia trebuie să încep cu un adevărat spart. Este un colecționar de monedă, așa se spune. Moneda care este o parte a istoriei. O parte a istoriei și viețării. Insigni, el insistă mult insigni pentru că vrea să devină campion mondial, eu știu, planetar, nu știu ce vrea să devină cu insignile și adună mereu. Îi zicea Dumnezeu să aducă acolo, unde dorește dânsul. Dar, principal domeniu este județul Botoșani, care să-l scoate în evidență. Noi, colecționarii, în special, colecționăm din județul Botoșani tot ce este legat de județ. De la cea mai mică piesă până la cea mai importantă, de la carte, de la afișe, de la exlibrisuri, de la statuiete, eu știu, picturi și așa mai departe, orice. În felul acesta vă rămâne în istoria județului Botoșani și poate un scriitor odată va scrie despre aceste lucruri. Eu am înființat o grupare a colecționarilor Mihai Eminescu Pițară, acum 11 ani în zile. Sunt aproape 100 de colecționari, împătiniți și cu drag de